Rările de spate le avem toți la un timp sau altul și unii dintre noi avem dureri mai acute, mai cronice, mai grave și apelăm la tot felul de terapii și tot felul de soluții sau chiar medicamente pentru a scăpa de acest deranj atât de mare și această problemă atât de mare. Astăzi am pe cineva cu mine care a suferit ani de zile de durere, la care am avut și eu experiența pentru a o ajuta, dar de asemenea am găsit o soluție care este extrem de benefică din toate punctele de vedere și al sănătății, dar și cel financiar, însă și în alte aspecte. Și mă bucur că astăzi am pe Nina cu mine, iar dacă suntem la o distanță mare, mă bucur că prin mediul acesta al tehnologiei putem fi aproape. Îmi bucur, Nina, că vrei să împărtășești experiența pe care o ai și cu publicul larg. Mulțumesc. Deci, care a fost experiența ta cu diversele dureri pe care le-ai avut și, de asemenea, ce ai făcut pentru ele? Și care a fost soluția aceea benefică despre care vorbeam că ai găsit-o? Care a fost acea soluție care vrei să o împărtășești și cu alții? Trecând eu prin mai multe suferințe, una dintre ele a fost durerile astea articulare și îndeoseb durerile de spate. Cam de 30 de ani am o problemă. Am început cu spatele, am ridicat ceva foarte greu și după aceea a trebuit să merg într-una la tratamente, la masaj. Mi s-a spus că ori o să paralizez, ori trebuie să fac o operație la coloană. Și nu am făcut niciuna dintre acestea cu ajutorul Domnului, dar am fost dependentă de masaje. Și între timp am avut și o durere de genunchi, o gonatroză, și acolo mi s-a spus să fac injecții și n-am acceptat locale. Apoi am avut și o durere de cot de la o operație care am avut-o în partea aceea și a trebuit să depind și mai mult de masaje. Dar anul trecut am luat hotărârea cu ajutorul lui Dumnezeu să mă opresc și să nu mai trec prin atâtea mâini de oameni, fiecare cu stăpânul lui care slujește. Vreau să slujesc doar Domnului și El, dacă vrea să mă atingă, El să mă vindece. Ajunsesem să, la 2 săptămâni să merg la câte un masaj și m-am rugat și am spus: Doamne, este ianuarie 2023, din clipa aceasta nu mai merg la nimeni. În caz că voi fi foarte grav și nu vrei tu să intervii, singurul lucru prin care mai fac de un masaj este ca vreuna dintre ele să-mi zică: haide, vii la masaj. De obicei, așa îmi ziceau unele dintre ele. Mă sunau și îmi ziceau. Dar din clipa când m-am rugat, niciuna nu mai m-a sunat să mă invite la masaj. Și a trecut, a venit și ianuarie 2024 și cu ajutorul lui Dumnezeu, în perioada aceasta nu am mai avut nici o durere și nu am mai fost la niciun masaj. Între timp mai mă alesesem și cu o durere în zona plămânilor și masoarea mi-a spus că acolo se strâmbă ceva, se deteriorează spatele ca un fel de cocoașă, dar că nu există soluție decât să iau un corset. Am luat și un corset, dar pe prima administrare l-am aruncat. Nu era de stat cu el. Și ori de câte ori îmi făcea, nimica nu mă liniștea acolo, local, la spate. Și din contră, mai rău mă durea, dar ea a spus că acolo va merge din ce în ce mai rău. Și așa era. Când eram la bucătărie în picioare, simțeam cum acolo osul acela mă deranja, mă durea foarte tare. Simțeam cum spatele se încovoia și mai mult, chiar dacă stăteam în mașină și conduceam, la fel, deci în orice poziție aș fi stat, numai dacă eram la orizontal nu mă durea. Era foarte grav, ajunsese problema aceasta, foarte stresantă. Și în perioada aceasta de un an în care nu am mai acceptat să vină nimeni la mine și nici o să nu mai mă duc la nimeni,
Domnul mi-a dat o soluție ieftină și foarte viabilă. Niciodată n-am fost mai bine ca acum, nu mai m-a durut nici acolo în dreptul plămânilor, nici coloană nu mai m-a durut, nici genunchiul și nici cotul. Și, slavă Domnului, El va face în continuare. Nu că n-ar încerca cel rău să intervine cu ele. Nu, lupta este biruită, dar Domnul ne dă biruința în continuare și luptă pentru noi. Dacă îi dăm lui o problemă și spunem, Doamne, ți-o las ție în administrare problema aceasta. Eu nu mai vreau ca să intervin cu nimica. Eu pot să mor. Nu am nimica de pierdut. Dar dacă eu nu te las pe tine, eu ce aș putea să fac? Să mă chinui așa și nu ajung la nicio soluție? Și ori de câte ori am lăsat o cauză, am lăsat-o pe mâna Domnului, lucrul acela s-a rezolvat sigur și într-un mod cum numai Dumnezeu poate să o facă. Mulțumesc din toată inima că nu am mai avut nicio durere și El m-a vindecat. Slavă Lui! Amin. Amin. Dumnezeu este bun cu noi cu toți. De când te-am cunoscut, am văzut că erai foarte implicat în a ajuta pe ceilalți din jurul tău cu diverse suferințe și erai implicat în a-i ajuta să găsească soluții. Dar dacă vrei să ne împărtășești puțin despre experiența ta în acest domeniu, cu a ajuta pe alții cu suferințele pe care le aveau. Eram implicată mai înainte în faptul că făceam injecții în cartier și știam ce înseamnă o suferință și mai ales copilașii care veneau și le făceam tratamente, injecții și mă rugam foarte mult cu ei. Dar după ce l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, am început să apelez mai mult la rugăciune și în perioada aceasta, după ce ai venit la noi și ne-ai învățat mai multe, am încercat să mă rog cu ei mai mult, pentru că, în ciuda tuturor soluțiilor noastre, Dumnezeu poate să lucreze, indiferent dacă noi intervenim cu ceva sau nu. El are soluția, Dumnezeu are soluție. Și așa, când ei aveau o problemă, mă chemau și ne rugam. Mare lucru nu mai făceam, ne rugam, înțelegeam suferința lor și găseam soluții foarte ieri, foarte ușoare. De exemplu, mi-a spus cineva că operația i s-a infectat și nu mai știe ce să facă. Am spus, hai să ne rugăm. Am luat și eu niște propolis, am dezinfectat-o și după aceea mi-a spus, știi că a dat rezultat, a fost foarte bine a doua zi. Slavă Domnului! Dacă vrem să facem ceva pentru Domnul, nu trebuie să fim specialiști. Trebuie să ne rugăm și Dumnezeu va lucra. Poate că va lucra și chiar prin mine, prin rugăciunea noastră. Amin. Așa cum am văzut și în Biblie, nu este atât de important să apelăm la om, decât este de important să apelăm la Dumnezeu. Și da, uneori, adică Dumnezeu folosește oameni, cum a folosit și pe apostoli, însă mintea omului întotdeauna trebuie îndreptată către Creatorul nostru, la tot ceea ce este. Și acesta este un lucru atât de minunat, pentru că am o rană, am o problemă și primul lucru care trebuie să fac este să apelez la cel care m-a creat, a cărui trup este acesta și viață și care îmi dă aerul și tot ceea ce sunt. Și atunci trebuie să-l întreb pe el ca și șef, stăpân, creator. Doamne, ce vrei să faci? Vrei la un medic? Mergem acolo. Vrei la o anumită terapie? Mergem acolo. Sau tu vrei doar să mă vindeci așa, arătând în care este problema, care este rădăcina la această boală, și atunci Dumnezeu dă vindecarea. Și aici este atât de important, pentru că Dumnezeu ar vrea să ne vindece și vine perioada aceea în care poate nu vom avea acces la, să zic, diversele soluții medicale care sunt astăzi, dar avem un Dumnezeu care este atotputernic și la care avem acces în continuu. Și astăzi, atâtea boli sunt încât medicina are tot mai puține soluții care îl face pe om să caute disperat
pentru soluție care ar fi, însă Dumnezeu întotdeauna are 1.000 de soluții unde noi nu vedem niciuna. Așa că e atât de important să apelăm la El. Cum ești astăzi, dacă vrei să ne împărtășești? Deci, cum trăiești astăzi? Deci, un an de zile n-ai mai avut diverse terapii, dar cum te simți acum? Mai apar acele dureri? Le mai ai? Nu le mai ai? Cum sunt? Iar vreau să vă spun că în spate, în zona plămânilor, deja se vedea cum se încovoia ușor și chiar mi s-a spus ai mei mai apropiați, mi-au zis, chiar a început spatele să se îndrepte. Deci s-a îndreptat. Spatele s-a îndreptat, dar eu am scăpat de durerile acelea foarte mari. Era și durerea aceea lombară foarte mare, mai ales când ridicam ceva, era îngrozitor. Trebuia să ajung imediat la masaj, că rămâneam înțepenită. Dar și câteodată mai rămâneam și câte 3 zile la pat, servită la pat, că nu mai aveam putere să mă ridic din cauza spatelui, nu mai mă lăsa să mă mișc. Dar acum, slavă Domnului, un an de zile nu m-a durut nimic, nimic. A fost o experiență foarte frumoasă să las pe Domnul. Mi-a fost frică la început când am luat hotărârea aceasta. Dar slavă Domnului că El a putut să îndeplinească ceea ce i-am încredințat. Dacă astăzi nu-L cunoaștem, mâine nu avem cum să apelăm la El când va veni criza, când nu vor mai fi aceste condiții, pentru că nu-L cunoaște. Ce pierdem dacă acum încercăm să depindem de El? Atât în viața mea, în experiența mea personală, am experimentat același lucru cu durerile care le-am și eu uneori mai grave, dar întotdeauna știu că am un creator care m-a creat, care știe exact cum funcționez și care mă poate reface și recrea și care poate să dea vindecare. Și este atât de minunat că la Dumnezeu avem întotdeauna acces și la El avem întotdeauna soluția. Dacă mă bucur de această încurajare pentru cei care ne urmăresc, ca să apeleze la Dumnezeu, pentru că la El este soluție și doar trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să învățăm cum funcționează Dumnezeu sau cum ne învață Dumnezeu să ne apropiem de El și cum Dumnezeu ne dă legea sa prin care să îl cunoaștem și prin care să trăim într-o relație cu el, bazat pe o lege absolută fixă care nu se schimbă și atunci avem un reper fix. Și asta este atât de minunat acest lucru. Un punct foarte bun pe care l-ai abordat, acela că acum în loc de atâta terapie cu alții, mai mult în drum către Dumnezeu sau te rogi cu ei. Cred că aceasta este important pentru că până la urmă orice terapie am folosit, fie că este operație, fie că este medicament, fie că este ceva naturist sau orice ar fi, vindecarea poate să o dea doar Dumnezeu. Și cred că asta e observat și în viața ta. Așa este. Da, sigur că da. Dar îți spuneam că lucrez cu verișoara mea unde a avut operația aceasta grea pe colon și la un moment dat a trebuit să plece în Italia și acolo era foarte rău. Și mi-a zis, dacă nu-mi trece, eu vin la tine și stau cu tine. Și am spus, spune și mie, ți-am făcut vreodată ceva ca să te simți bine? Nu. Nu cumva ți-am spus doar de Dumnezeu și ne-am rugat? Da. Și atunci de unde vine soluția? Nu cumva de la Dumnezeu? Da. Și atunci de ce crezi că îți fac eu bine? Să vii după mine, să stai lângă mine. Dacă Domnul îți face bine, de ce nu încerci tu direct să vorbești cu El? Da, așa este. Și după aceea a început și a mai revenit o perioadă. N-a mai fost așa dependentă să se roage cu mine, să vorbească, pentru că a văzut că prin vorbirea noastră, de fapt, era prezent Dumnezeu și ea simțea pacea, liniștea în sufletul ei, se liniștea. Și ea zicea că eu îi fac ceva. Spune-mi ce ți-am făcut vreodată. Nimic. Exact. Da. Și aici este unde fiecare dintre noi trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeul, Creatorul nostru, care ne dă aer în fiecare clipă și viață și ne ține. Și este cel mai mare lucru și este cea mai ieftină, să zic așa, vindecare. Adică nu ne costă nimic decât să depindem de Dumnezeu și să lăsăm alte lucruri, să învățăm așa treptat. Nu trebuie să, ok, dacă iei medicamente, nu înseamnă că de astăzi le lași. Nu. Trebuie să crești în relație cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți va spune, lasă-le deoparte, atunci faci
un pas, nu din încumetare, ci din credință în el, pentru că Dumnezeu asta ți-a cerut. Pentru că toți avem păcat în viața noastră, ci e tocmai acel gând că, măi, de ce să mă duc la cineva care poate nu slujește lui Dumnezeu? Adică pe viața și rodul vieții lui se vede că nu umblă cu Dumnezeu direct. Și atunci, da, și atunci e important ca noi să ne apropiem de Dumnezeu și să mă duc la El ca să găsesc vindecare, decât să apelez la tot felul de terapii și de oameni care nu au nimic de a face cu Creatorul. Ideea asta că doar în contact vin zilnic cu oameni de ăștia robiți diavolului, cu tot felul de nenorociri. Și nu aici trebuie să fugim, nu de ideea asta trebuie să fugim, dar nu de cei care poate să ne dea sănătate. Mergem la Domnul, la Domnul nostru. Amin. Și aici este un lucru atât de important, că aici la Dumnezeu poate să meargă oricine. Fie că este unul mai aproape de Dumnezeu sau mai departe, dar toți avem acces la Creatorul nostru, pentru că toți ne dă aer și... Nu Da. are nicio relevanță. Tu ai credință. Păi El ne dă credință. Exact. Păi dacă El e serios, de ce să nu-L crezi? Eu am credința sau El e serios? Și merite să crezi în El. Exact. Și în Biblie avem faptul că nu depinde de credința mea. Avem aceasta din nou și din nou relevat. Iisus Hristos spune credința, da, te-a mântuit, dar nu era credința omului în sine, ci el a primit viața sau credința lui Hristos. Și, de exemplu, avem acel caz al paraliticului care de 38 de ani stătea paralizat și neputând să se miște, să facă diverse lucruri. El a crezut că va fi vindecat și nu putea să facă nimic cu toată credința lui. Însă acum, când Iisus i-a spus, scoală-te, fă-ți patul și pleacă, ce merge acasă sau ce, nu mă țin minte detaliul acela, dar acum el s-a prins de credința lui Hristos, lui Dumnezeu. Da? Și de acea credință avem noi toți nevoie. Nu de a noastră, ci a lui Dumnezeu, care a zis și s-a făcut. Și este atât de minunat că și apostolii au făcut la fel. Apostolii nu au avut nevoie de urgențe, nu au avut nevoie de medici și de un sistem medical care doar dacă, da, n-am făcut prezentare despre aceasta, dar poate la un anumit punct la viitor, da. Însă sistemul medical nu umblă cu Dumnezeu. Nu vorbesc despre medici individual, care unii dintre ei, slavă lui Dumnezeu că se apropie de Dumnezeu, dar sistemul medical în sine este complet contrar a tot ceea ce este Dumnezeu. Este ateu la bază și este păgân la bază. Da? Bazându-se inclusiv pe jurământul Hipocrate, care era un păgân. Și tot ceea ce spun acolo este păgânism, este închinare la demoni. Dar Dumnezeu însă folosește aceasta, când noi nu știm. Folosește și atunci trebuie să las pe Dumnezeu să mă conducă. Dar prin harul lui Dumnezeu să ne apropiem de Dumnezeu pas cu pas și să depindem tot mai mult de Creatorul nostru, care ne-a creat, care ne ține în viață, care face toate procesele să funcționeze și vindecarea numai El o poate da. De aceea mă bucur de experiența, da? Și prin harul lui Dumnezeu să fie o încurajare pentru alții ca să se prindă și să-L caute pe Dumnezeu. Căci, fără el, ce poate omul să facă? Dacă ai vrea să împărtășești ceva, ca un ultim gând, pentru cineva care urmărește, care poate are o suferință, durere mare, și ce te îndeamnă Dumnezeu să-i spui? Ca să vii înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să fiu un sfânt, nu trebuie să fiu un bogat, nu trebuie să fiu un frumos sau frumoasă, nu trebuie să ai nici știe ce calități. Trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu gândindu-te că El este de cuvânt. Ce a spus este adevărat. Și când El spune, veniți la mine toți, El se referă la orice om, cum ar fi el. El poate să vindece orice. El este soluția la orice problemă. Dacă vrei și nu ai alte alternative, Dumnezeu poate să aducă la îndeplinire ceea ce încredințezi. Crezi lucrul acesta că El poate? El merită toată încrederea. Crezi că Dumnezeu este de cuvânt? Eu zic că niciodată nu se schimbă Dumnezeu față de noi. Chiar dacă o mamă își uită copilul care îl alăptează, Dumnezeu niciodată
Nu te poate uita, niciodată nu te poate lăsa așa cum ești, prinde-te de el. Chiar dacă ai bani, chiar dacă n-ai bani să te duci la doctor, nimeni nu poate vindeca ca el, nimeni nu iubește ca el și nimeni nu știe exact problema ta și ce vrei tu anume. El știe totul și poate tot. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare, să te facă o binecuvântare și pe cel care vizionează. Încrede-te în Dumnezeu, așa cum ai văzut acest îndemn atât de frumos, la Dumnezeu ai soluția pentru toate problemele tale.